înseamnă scaune vorbitoare? Da, deci scaunele vorbitoare vorbeau despre starea de spirit a familiei, deci în această poziție ei spuneau că e pace și liniște în familie. Dar dacă era o ceartă între părinți, atunci schimbau scaunele sau copiii schimbau, sau dacă erau mai multe certuri, putea fi schimbat chiar și spătarul separat. Și ăsta era semnalul că acum în momentul nu e potrivit pentru vizită, dacă cineva intra, cum vedeați, că așa și pleca imediat.